Neața din Sibiu. Astăzi mergem către Râmnicu Vâlcea. Da. Trebuie să vedeți acest dinozaur. Doamnelor și domnilor, cel mai mare dinozauruț. Da? Deci eu când am fost copil n-am avut păpuși, pentru că îmi plăceau mașinile. Și acum, ia uitați, în fiecare zi mă joc de a păpușica. Ia uitați-vă, îl îmbrac cum vreau eu. Tăticule, mă, frumosule. Îți place, mama, cum te-am îmbrăcat? E fascina de picioare și a descoperit picioarele. Da. Haide să haide. Apropo, bănesc că v-ați dat seama, dacă urmăriți canalul principal, care e faza, de ce ne plimbăm noi prin țară. Suntem parte dintr-un proiect. Am făcut 4 clipuri în București cu 4 locații. Locațiile astea vor veni. Deja primul clip a apărut pe canalul principal. Este despre cel mai apreciat restaurant din București, Bărgăria Știrbei. Mai sunt încă 3 clipuri din București cu hotel, spa și cafenea. Și noi acum mai avem alte două zone pe care le vizităm. Zona centrală, azi ăsta am fost în Brașov, fost în Sibiu, mergem în Râmnicu Vâlcea și mai avem o altă zonă, o să vedeți unde ajungem. Dar link în descriere către primul clip din seria asta pe canalul principal. Sunt foarte, foarte, foarte mândru de proiectul ăsta. Chiar sper să vă uitați la clip, să îmi scrieți în comentarii ce părere aveți despre el. Link în descriere. Să înceapă ziua. Doamne, uite-te la ei! Uite-te la ei! Și ca să înțelegeți, are și căciuliță. Am luat și pe gri ca să se potrivească cu outfit-ul. Avem și pe bej. Omul ăsta este mega asortat. Mamă, asortat. Tata, Urmează noiluțul să fie poziționat strategic în scaunelul lui de șmecherie. Mergem la Râmnicu Vâlcea. Dar până atunci să ne oprim să băgăm puțin ceva la ghiozdănel. Chiar dacă mergem în Râmnicu Vâlcea să mâncăm, să testăm un restaurant, trebuie să mâncăm ceva, că știi, nu poți să mergi la masă pe stomacul gol. Normal. Cât vă cea mai bună întrebare din lume. Picant, desigur. Și ceva bun de băut. Ne-am întors în benzinăria care ne-a consacrat. Când am plecat la Antold am fost aici, când am fost cu torul electric am fost aici. Suntem la Veștem, la Mol Veștem în Sibiu. Cum ziceam, ne-am întors la benzinăria asta care ne-a consacrat. Georgiana înăuntru ia niște hot-dogi și am să trag neapărat cadrul ăsta. Nu e să cred, frate. De când am promis că data viitoare voi fi aici cu Tesla și voi încărca aici probabil, sau nu, la supercharger, dar în fine, am mai trecut de două ori și niciodată cu Tesla. Ia uite pe șefa cum vine. E încărcat aici că e Moș Crăciun. Nu, ia asta. Așa. Adorabil aici. Data viitoare când vin aici, vin cu Tesla, promit. Cred că hotdog-ul ăsta devine un light motiv al acestei zone. Nu, dar ce bun e. Acest clip nu e sponsorizat de nimeni, doar suntem fani ai hotdog-ului de la Mol. Am ajuns în Râmnicu Vâlcea, unde avem treabă, filmăm și după aia mergem la hotel, vă arătăm unde ne-am cazat. A găsit Georgina un loc superb și sper să prindem să ajungem pe lumină, dar vom ajunge. E un parc așa, e... A ales bine soția. Vrea soția să fac o completare. Să știți că nu dormim în parc. Deci în fața hotelului e un parc. Hai că ne cazăm acum într-un parc aici. Uite aici ne-a cazat Georgiana Ionescu, ea s-a ocupat Grand Hotel Sofian. Mi-a dat ce tare a fost, uitați că la tarola, este în spate și nechier. Deci Georgiana a găsit hotelul ăsta Sofianu, fix lângă acest parc. Și o să mergem primul să facem o ședință foto, imediat după ce intrăm în cameră, ne instalăm, îl schimbăm pe Noel și... Mergem să-l dăm o tură prin parc. Să facem niște poze de fashioniste. Exact, să-l schimbăm, că e tot plin de băruțe, perioada dinților, urmează, în curând să apară dinții și nu mai e teroare. Nu știu, un hotel muzeu aici. De-aia sunt multe sculpturi peste tot. Eu spuneam că i-am făcut rezervare, că mi-a plăcut balconul, cum se vedea parcul din balcon. Dar am citit care e treaba. Foarte tare, sculptori, sunt mai multe perne. Asta e o sculptoare care ne reprezintă pe noi, că ne place să dormim. Da, mai ales Sașei. Da. Băi, deci ne-a dus Georgiana la un super hotel, frate. O mai lăsăm să se mai ocupe de hotelul. E mare opulență, aici o piscină, spa, alea. Le lipsește stația de încărcare electrică, în les le-au pe toate. Vreau să vedem și camera acum, că din ce am văzut pe net arăta și mai chiar rău. Ia. Tararam, tararam. Mamă, câta camera. Ce-i făcut Georgiana aici?
A luat apartament, n-am luat cameră. Fiți atenți, suntem la Louvre, ești nebun. Ne-a cazat la... De aici chiar e muzeu. Au zis mezona de la aici. Muzeu. E. Mamă, câta baie. Stai așa, că e cu ale mele. Asta e că n-am băgat cartel. Deci fiți atenți, mai întâi de toate, ai băi și două băi. Ai o baie de șmecherie aici, așa. Da. Baia asta de șmecherie. Aici e cu WC-ul. Să mă gândesc că poate în partea asta e baia gen cu baie, sau poate că care și s-ar trebui să aibă teoretic și un WC. Da, normal că are. E. Nu, asta e baia cu cara. Ah, ok. Aha, deci aia cu toaleta în partea de alta, asta e cu așa, dar separat, așa. Foarte bine, ca la bogați. Și haide să vă arăt pentru ce am luat de fapt camera asta. Mamă, dar cum arată aici. Pentru această terasă care are vedere la parc. Cât de tare. Trebuie să ne uite guzele. Mamă, cât de șmecher e locul. Doar apartamentele au terasă și cred că sunt două, ăsta și încă unul. În rest au balconașe micuțe, dar oricum e foarte mișto. Ce frumos e. Stau la mă și peiți aici de seara, mă, tu la o limonadă. Și domnul la o țâțichi. La o țâțichi. Hai să ne schimbăm să ieșim la plimbare. Da. Am făcut și proba internetului, este ok pe upload, suntem bine, putem să punem vloguri, putem să facem tare. Haide prin oraș să ne facem poze frumos. Bă, dar ce tare masca asta pe care ai primit-o de la unde am stat în Sibiu. Da, roz, pe mine și sus, că mi-a dat față masca pe cu tricou. O să vedeți în vlogul special pe care l-am făcut de acolo, care apare pe canalul principal. Stați cu ochii pe canalul principal, în fiecare zi la 10 vin vloguri, 10 dimineața. Ce va tata tu acolo? Te-am adus în parc la Râmnicu Vâlcea. Ia să văd eu cum se numește parcul ăsta. Pe rușinea mea nu știu. Nici eu nu știu și gen am și făcut rezervarea pentru că era parcul ăsta. Yeah. Dacă mă spune băiatul acum nu ne jucăm, păi ce facem noi aici? Stai că am niște căutări pe aici pe Google Maps. Bam, 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 parcul se numește Parcul Zăvoi. Este un parc cu Zăvoi și uite aici scrie în memoria domnitorului țării românești Barbu Știerbei. Ia uite ce frumos arată. O, ce tare se vede. Păi, chiar mă pricep, asta e un fel de cișmigiu, dacă da? Îmi permiteți să fac o alăturare, așa. Ia. Aha. Oh, ce drăguț e. Ce frumos e. Wow. Și ce face cu atât mai frumos orașul ăsta? Faptul că au munte. Ăsta e mai mult decât deal, nu e deal, e munte toată ziua. Că se văd și munții ăștia așa înverziți. Frumos! Mamă, cât de frumos e și cât de mișto e terasa asta aici, așa. Foarte mișto. Cineva s-a culcat. A căzut lat. Foarte bine. Deci chiar aduce așa puțin cu cișmigiul nostru. E un vibe corect aici. E foarte frumos. Foarte multă foarte vegetație. Plăcut. Și chiar dacă ești în inima orașului, nu se simte deloc. Adică e super liniște. Da. Nu e cișmigiul nostru. Da. Soția face poze de alea fine, Georgiana Ionescu pe Instagram, stați cu ochii pe ea acolo, să fie bine, să nu fie rău. Deci cum ziceam, fix ca în cișmigiu, aleea șahiștelor. Deci fiți atenți cât a copacul. Wow! Cuidați-vă, părintele, cu niște pești. Astea ce sunt? Sunt sturioni? Ce sunt ăștia? Ce frumos arată. Păi, chiar e foarte curat orașul ăsta, mă, sau cel puțin parcul ăsta. Dar de obicei, dacă parcul e curat, și orașul e curat. Ce drăguț e. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Mi se pare foarte mișto că în parcul ăsta sunt super multe zone pentru copii, pe diverse tematici. Spre exemplu, aici e ceva cu fairy tale, mai în spate era cu dinozauri, avea o zonă de-aia de fitness, aici erau cu fluturași, nu știu ce, adică foarte mișto amenajat pentru copii. Dacă ai copil, e fain. Noi deja ne-am dus în zona asta de copii, adică vedem totul din perspectiva de părinți și suntem doar de 4 luni jumate părinți. Vreau doar să vă arăt că au făcut și un o chestie care mă reprezintă pe mine, în caz că aveți în dubiu, un dinozaur mâncând un bargaraș, doamnelor și domnilor. Ia, mulțumesc primăriei din Râmnicu Vâlcea, nu trebuia.
Wow. Grădina botanică. Foarte, foarte, foarte îngrijit, superb, superb. Ia ce mișto e asta din spatele tău, ce culoare. Ia să fac o poză. Ce spune? Varză decorativă, ceva de genul ăsta, e super șmecher, adică mi-aș dori și așa ceva în curte. Rolando? Varză decorativă? Da, cred că așa se numește. Nu știu ce să zic. Foarte frumos parcul ăsta. Sankt Sasic. Mulțumesc. Am ieșit puțin pe bulevard, așa. Da, vrem să vedem și noi cum e pe aici prin centru și probabil ne întoarcem la hotel că trebuie să facem băiță și nani, Noel. Ce mișto sunt blocurile, îți dai seama că ăsta de la etajul 2 are terasă, așa, vezi? Da. Blană. Așa mă, tati, mă, supermanul meu. Doamne, cât de mult îmi place când merge așa, de când stă așa. Și se uită el înainte. De iubirea mea. În vlogul de mâine, de la ora 10 pe canalul principal, o să ne vedeți cum am dormit o noapte în București, la hotelul cu cele mai multe aprecieri pe Google Reviews. A fost o experiență foarte mișto, cu room service, cu pătus pentru Noel, ceva finuț. Așa că mâine de la 10 vine clipul ăla, stați cu ochii pe canalul principal. Și în vlogul de mâine pe canalul ăsta o să ne vedeți probabil la Slatina și la Darbeta. Așa că haideți cu noi. Bă, dar ce cameră, bă, băiete, bă, ce opulență, bă! Wow! Păi, doamnelor și domnilor, distinși consumatori de vloguri în scene, ăsta a fost vlogul de astăzi. Ne vedem mâine cu un nou daily vlog și nu uitați de linkul din descriere cu vlogul super fin pe care l-am pus astăzi pe canalul principal cu un burgeraș la un restaurant șmecher din București.